În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând, la mulți ani, pentru nouă ani. Și în al doilea rând, iată cu rânduiala la Dumnezeu și cu rugămintea Părintelui Florin. Părinții de la noi au slujit aici la dumneavoastră ca întotdeauna când este câte o pauză în care Părintele este ocupat. Și considerăm că e ca într-o familie, pentru că aici nu suntem străini, ne cunoaștem și ne știm. Cel mai important lucru care trebuie să-l aveți în minte, am parcurs și s-au parcurs ciclul sărbătorilor de iarnă sau a sărbătorilor Mântuitorului Iisus Hristos. Crăciunul, cu toate ale Crăciunului, și știți ce înseamnă nașterea din Fecioară și ceea ce înseamnă peștera Betleemului, steaua, magii, Irod, cel care ucide pruncii, deci ca să aveți o idee generală în minte. Iar în al doilea rând, praznicul pe care l-am sărbătorit ieri, dar se continuă și până astăzi, pentru că după sâmbătă vine duminică și au fost sărbătorile alăturate, tăierea împrejur sau botezul legii celei vechi pe care Hristos l-a desăvârșit odată pentru totdeauna, pentru toate neamurile care vin, dând o tăiere nouă. Și aici trebuie să înțelegeți ce rădăcină avea tăierea împrejur. În momentul când Avram a primit la stejarul Mamrei pe Sfânta Treime, Avram a primit un legământ. Toată partea bărbătească să se taie împrejurul mădularului, deci ca semn de legământ cu Dumnezeu. Și acest ritual vechi se făcea copilului la 8 zile la templul legii vechi de către arhiereu cu un cuțit de piatră. Iar Iisus Hristos a venit să substituie acest botez odată pentru totdeauna și să ne dea nouă tăierea împrejur după lege. Adică să știi să deosebești binele de rău, să știi să stai inima împrejur asupra simțurilor rele, să le separi de cele bune, să știi să separi ochii de lucru rău și, și să alegi lucru bun, urechea, limba, glasul și toate celelalte mădulare de care noi ne folosim. Iar o altă tăiere împrejur este cea duhovnicească pe care noi o numim botez în Hristos, despre care Sfânta Scriptură spune așa: Eu sunt butucul și voi mlădițele. Cel ce aduce roadă se curăță, să aducă roadă și mai multe, iar cel ce n-aduce roadă să taie și să aruncă în foc. Și pentru că sunteți din zona unde știți ce înseamnă curățatul vie, ați văzut primăvara, ai rădăcina din pământ, are bățul gros, adică tulpina butucului de vie, și pe el tu alegi coarde mai vechi de câțiva ani, pe care lași câte o coardă de un an sau doi, spune, zice, să las două ochiuri ca să am coarde pe lanul, sau să las trei ochiuri să am pe lanul, sau mai tai că prea dese și să nu consume frunzele și să nu se facă roadele. Același lucru este și în Hristos. Unii în Hristos fac frunze, adică rămân doar la nivelul credinței, și aici nu-i greu să deosebim. Când în biserică avem, să spunem, 50 de oameni la slujbă, dar 100 dorm pe acasă, deci aceia sunt frunzele, iar roadele sunt oamenii care rodesc în fața lui Dumnezeu prin ce? Prin învățătura Sfintei Scripturi, prin faptul, deci repet, prin faptul că reușim să nu facem altceva decât să păzim poruncile. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, din porunci mă veți cunoaște. Și ce înseamnă porunca? Să iubești, să fii respectos, să fii credincios, să fii moral, să fii milostiv, să fii blând, să fii înțelegător, să fii rugător, să fii evlavios. Asta înseamnă poruncile. Deci nu este o poruncă anume care trebuie să o ții în mod samavolnic. Avem celelalte norme de etică, postul sau rugăciunea sau... Să știți că o poruncă e și-a dat bună ziua la oameni pe stradă. Deci dacă ești bine educat, saluți omul bătrân sau cel mai tânăr să pleacă celui mai bătrân. În momentul în care pui mâncare la casa ta, mai pui un blit cu mâncare, că dacă intră un străin, gustă și la o lingură de mâncare și ai făcut o milostenie. Deci astea se numesc porunci. Un alt lucru care trebuie să-l știm despre tăierea împrejur, va substitui cu vremea și va fi net superior botezul cu apă de la Iordan pe care îl făcea în pustiul Iudeii la vitavara Ioan, care acela spăla păcatele cu apă. Dar va veni după mine, cum ați auzit astăzi, pentru că de acum intrăm într-o a treia sărbătoare,
deci cu ajutorul Dumnezeu, joi, mi se pare, este boboteaza, deci botezul Domnului. Când la această sărbătoare, ce prăznuim de fapt? Prăznuim unirea omului cu Hristos, dar în același timp sfințirea firii apelor. Astăzi firea apelor se sfințește, se cântă în slujba de bobotează. Dumnezeu ce a făcut? Înainte de a ne sfinți pe noi, a sfințit materia. Și ce a făcut? A luat sămânță și sângiul din pântecele fecioare. Deci a sfințit pântecele femeiesc. După aceea, în momentul în care a venit pe pământ și a trăit în peșteră, vedeți, nu întâmplător, putea să nască pe suprafața pământului, s-a născut într-o peșteră, sub pământ, ca să sfințească materia din care ne hrănim. Care este cea mai mare bogăție a unei țări? Solul și subsolul. Solul are pe el munți, copaci, văi, pajiști, terenuri agricole, subsolul ce are? Minereul. În momentul în care Dumnezeu le-a sfințit, le-a pus la dispoziția noastră. Și ce au făcut magii pentru prima dată în Noul Testament, în Vechiul Testament, dar la începutul Noului Testament, în momentul când s-a născut Iisus? I-au adus aur. De unde se scoate aurul? Din măruntaiele pământului. Ce era aurul? Simbolul puterii, simbolul vrednicii, simbolul măririi. În ce erau toate tributurile vremii, la vremea cuvenită, când împărații stăpâneau pe alții mai mici decât ei? În aur. Să-mi aduce atâtea monezi de aur, sau să dai atâta aur, sau atâția bani de aur, sau atâția bijuterii din aur. Ce era? Era un simbol a măririi. Și în momentul când i-au adus aurul, i-au adus ca unui împărat. Iată, acest împărat al făpturii a sfințit și această materie despre care tot Sfânta Scriptură ne spune. Să vă faceți prieteni din mamona nedreptății. Și ce face omul? Dă un ban la pictură, dă un ban la sculptură, dă un ban la potir și o femeie sau o altă spune și uite, părinte, am un cercel de aur, e desperit, chiar luați și folosiți, îl faceți ceva cu el, spoiți o icoană sau spoiți ceva. Ce au făcut femeile Vechiului Testament? Au adunat bijuteriile și au turnat. Au pecetuit și au înfericat în aur lada chivotului în care erau tablele legii, druge de salcâm, heruvimii cu aripile întinse, vergile care erau la catapeteasma asta, cojie de mătasă. Deci toate erau îmbrăcate în aur. De unde era acest aur? Luați de la femeile evreilor. Deci această podoabă, această vechime a aurului are o rădăcină adâncă în Vechiul Testament, dar nu întotdeauna și una semnificativă, că tot din aur s-a făcut și idolul la care s-au închinat și au jucat când i-a mâncat focul. Deci în momentul când ești stăpânit de aur, devii închinător la idol, dar în momentul în care stăpânești aurul, devii stăpânitor de putere. Deci nu întotdeauna cel bogat trebuie să meargă în iad, că e acest concept care se spune, lasă-i la dracu de bogați. Nu lasă-i la dracu, au loc și la Dumnezeu. Avram a stat în rai, Iov a stat în rai, Solomon a ajuns în rai, cu toate că s-a rătăcit nițel pe parcursul vieții, închinându-se și el la idol, că a fost stăpânit de aur, de unde ne-a și rămas conceptul de pecetea lui Antichrist 666, pentru că dacă citiți în Vechiul Testament, veți vedea că Solomon primea birul sau dajdea în dinar de aur, câți erau? 666. Deci simbolul puterii. Și de aici el a dat în cele două mari greșeli. Desfrâul, crima, care s-a legat la timpul ei tot de dezmăți, și în cele din urmă erezia, s-a închinat la idol. Și apoi a revenit din nou. Și cum ne dăm seama că a revenit din nou? Dacă citim în Sfânta Scriptură, nu scrie nicăieri că Solomon a fost sfânt, dar găsim trei mărturii clare care ne arată cât de înțelept și cât de mult a fost Solomon luminat de Dumnezeu. Pentru tinerețea și nebunia lui, avem cântarea cântărilor, care este un mare ritual și un mare dans de nuntă, dacă vreți, a poporului iudeu, și o mare desfătare și un fel de ode sau imn cântat femeii și familiei. Dacă luăm după aceea înțelepciunea lui Solomon, când s-a maturizat și și-a dat seama de greșeală, găsim pildele lui Solomon, care dacă le-ați citit vreodată în Sfânta Scriptură, sunt cele mai frumoase pilde și învățături.
Și dacă ne mai uităm odată în Sfânta Scriptură, mai putem face un singur lucru. Și știți care e acela? Să citim ce? Eclesiastul, care este sfârșitul vieții lui Solomon, în care, știți cu ce începe această carte, cu acest capitol? Cu o singură frază. Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Deci, iată, și aurul, și a ajuns să spună în Sfânta Scriptură, nimeni dintre voi nu se îmbracă mai frumos decât iarba câmpului sau crinii țarii. În toată înțelepciunea lui Solomon nu s-a îmbrăcat ca unul din aceștia. Deci, cu toate că ai tot aurul de pe pământ, cu toate că ai toată averea lumii, deci nu poți să fii la nivelul creației Dumnezeu, care este împlinită și desăvârșită în Duhul Sfânt. Hristos a venit și s-a desăvârșit în Duhul Sfânt. A avut aurul la picioare, dar nu l-a ales. Vedeți? A venit Marte și a pus aurul la picioarele Mântuitorului. Nu s-a grăbit să-l strângă, ci l-a dat lumii. Și dacă vă mai aduceți aminte, care mai citiți prin cărțile de cântări, era și un stih scurt, frumos, ori al lui Vasile Militaru, ori în cartea de cântări ortodoxe, spunea așa: de aș avea toți banii lumii, să-mi stea în praf arginții, în zadar, dacă ai pierdut aurul credinței. Deci iată ce aur a ales Hristos. Ascultarea mea nu-i din lumea aceasta, ce am zis, fac voia Tatălui meu care m-a trimis. Și împărăția mea nu-i din lumea aceasta, ci împărăția mea este de sus. Un alt lucru. După ce s-a culcat în peșteră, a venit și a sfințit ce? Casele păcătoșilor. Deci, v-ați uitat în activitatea mesianică că a intrat în casa lui Zacheu Vameșul, care era un desfrânat, sau era un ticălos, un afacerist, un nemernic. Dar ce întrebau iudeii și saducheii și farisei? De ce mănâncă ăsta cu păcătoșii la masă? Hristos avea să instaureze pocăința și atunci a spus așa: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar cu ce scop a spus lucrul acesta? Ca să ne demonstreze nouă că atunci când ne credem mai sănătoși, suntem mai bolnavi decât cei bolnavi. De ce? Nu judeca să nu fii judecat. Sau nu da tu concluzii față de mântuirea cuiva. Acel bărbat care astăzi merge în patru labe la crâșmă, țeapă de bat, nu știe a doua zi când își revine și vede că a vândut tot portofelul, l-a dat pe băutură și o săptămână, două, moare de foame, cât să căiește sau îi pare rău și zice: băi, prost am fost, câți bani am cheltuit aiurea. Și pocăința aia o cântărește Dumnezeu, așa cum știe el treaba lui. Dacă nu s-a înțelepțit, deci săptămâna viitoare, dar tot el se pocăiește, păi tot el n-are. Iar ultima dată, Hristos a spus așa: trebuie să sfințim lumea. Dar cum? Fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Și atunci, în momentul în care a început propovăduirea pocăinței, și aceasta o știm că vine prin Ioan Botezătorul, Evanghelia de azi zisea, trebuie de ajuns să este ție mărturia Domnului, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, care spune despre Iisus doar atât: pentru cel ce vine după mine, nu-s vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Cureaua încălțămintei este simbolul adâncului învățăturii. Pentru că el îi spune lui Ioan la râul Iordan. Și o să vedeți joi care o să fiți la biserică. Nu eu am nevoie de botezul tău, nu tu să te botezi. Și el spune: lasă să se împlinească legea. Deci Hristos n-a venit să strige legea, ci să o împlinească. Și atunci, în momentul respectiv, deci Iisus intră în Iordan, nu cu scopul de a se boteza de păcate, și aici fac deschiderea și paranteza, nu pentru a jigni, ci doar pentru a aminti. Înguși la minte sunt cei care se duc bătrâni la botez, crezând că dacă trec la o sectă, văd raiul, aia e o prostie. Și Iisus a intrat matur în apă, ca să arate că este fără de păcat. Dar a intrat cu un scop anume, să sfințească apele. Ăsta a fost rolul venirii lui Iisus la Iordan. Să sfințească apele. Și de ce a sfințit apele? Ați văzut vreodată de 2000 de ani ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă când se naște un prunc? Se botează. Cu ce se botează? Cu cel mai simplu element la îndemâna tuturor. Apa. Poți să o iei din baltă, poți să o iei din râu, poți să o iei din fântână, de la robinet, din gârlă, din ploaie, din streșnă, de unde vrei. Dar poți să botezi cu ea un copil. Și de ce a venit Iisus să instituiască apa
ca element de botez. Apa este starea la care putem noi raporta toată esența și, dacă vreți, și toată finețea Sfintei Treimi. Iisus a purtat trup și apa poate îngheța, deci este volum. Iisus este Evanghelie, este cuvânt care curge, apa curge. Iisus este Duh și apa când se evaporă se face în apă și se duce. Deci este singurul, dacă vreți, element care are însușirile schimbabile, adică poate să-și schimbe firea din solidă în lichidă și din lichidă în gazoasă sau Duh, adică să se evapore ca aburul, pentru a ne arăta că așa este și puterea lui Dumnezeu de a trece dintr-o stare altă. Și atunci, fiind ieftină că e la îndemâna oricui, ferească Dumnezeu de continentele de unde o cumpără sau nu este apă sau e secetă sau e deșert, pentru că și acolo s-a instituit, deci ca să vedeți cum lucrează Scriptura și Sfinții Părinți, deci și acolo s-a instituit dacă cineva moare și trebuie botezat și nu ai apă, să-l botezi cu nisip. De ce? Nisipul e cel purtat de apă. Și nu numai de apă. Când bate vântul, ce aduce? Particule de nisip. Deci sunt munți întregi de nisip. Deci ei sunt așișderi apei. Dar asta de ce? Pentru că nu ai la îndemână elementul esențial, apa. Sau primordial, dacă vreți. Pentru că la început, când a fost facerea cerului și a pământului, ce am avut? Și peste totul era o întindere, un hă, o genunie, era ape. Și Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Deci iată ce spune Scriptura. Și al doilea element este pământul. Și când le-a despărțit Dumnezeu, a făcut uscatul jumăr, deci așa mai departe. Odată cu sfințirea apei, s-au sfințit și elementele pe care le mâncăm. Tot ce se cheamă buruiană trăiește cu apă. Tot ce se cheamă animal trăiește cu apă. Tot ce se cheamă făptură, pasăre zburătoare trăiește cu apă. Tot ce înseamnă microorganism. Și omul trăiește cu apă. De ce? Este singurul element care asigură circulația între ce? Între cele patru regnuri generale. Din starea solidă, deci din starea materială, deci cea pe care o călcăm, starea minerală, deci pământul, steaua, chiatra, elementul chimic și așa mai departe. Apoi, regnul animal. Tot trăiește cu apă. Regnul vegetal, tot cu apă. Și omul, care este rege al creației, tot cu apă. Și omul are în el patru lumi. Are pământ și apă, aer și foc. Și atunci, Iisus Hristos a trebuit să sfințească toate aceste elemente. S-a născut în peșteră și a murit în peșteră și a înviat din mormânt. Deci a fost pus în mormânt. Deci a sfințit pământul deasupra și dedesubt. A sfințit cerul, că a coborât din cer. Și au venit și îngeri peste el și s-a coborât și Duhul Sfânt. Și l-a adeverit ca fiu și cuvânt al Tatălui. Acesta e fiul meu iubit pe care am binevoit pe el să-l ascultați. Dar cuvântul rămâne veșnic în veac cu Tatăl. Deci nu se desparte. Deci noi avem pe cuvântul întrupat văzându-l pe Fecioara o fericim cântăm la morți. Vă plictisiți, dar mie îmi place să vă țin de vorbă. Un alt lucru. Focul este Duhul Sfânt care arde, mistuie, tămăduiește, curățește și desăvârșește. Și apa, deci ceea ce numim noi elementul primordial, când spunem, băi, să mai facem o rugăciune de ploaie. Este mersul apei în natură. Dacă n-ar fi apă în aerul pe care respirăm, noi am murit. Dacă n-ar fi apă în mâncarea pe care o mâncăm, am murit. Dacă n-ar fi apă în ceea ce consumăm, am murit. Pentru că toate aceste elemente se desfac în apă. Și de aceea apa rămâne ca simbol universal al legăturii cu Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să ucizi un om, ia-i apa, nu mâncarea și banii. N-ar ce faci cu ei. Apa. N-ați auzit pe cineva să strige mor de foame, dar mor de sete, da. Mor de foame după o lună. Dacă nu-ți dă mâncare, n-ai murit. Dar dacă nu-ți dă apă, nu ai murit. Deci în 2-3 zile. Pentru că apa este elementul primordial. Și m-am oprit asupra apei ca să înțelegeți cât de importantă este valoarea. Pentru că la noi, în forma populară a satului, se spune așa. Că trebuie să faci o casă, trebuie să pui un pom, să crești un copil și dacă vă aduceți aminte, să faci un pod sau o punte peste o apă, să treacă oameni, dar să faci și o fântână.
Și de ce de obicei, întotdeauna la fântâni, găsim trei elemente distincte. Ori este în răscrucea drumurilor, deci este apa tuturor călătorilor. Rar ați văzut om sclintit la minte să închidă fântâna și să zică, bă, du-l lua apă. Ia-ți, domnule, că e izvor, așa să și spune. După aceea, ce mai găsim lângă fântână? Un copac întotdeauna pentru umbră, deci un pom. Și ce mai găsim lângă fântână? O troiță, simbolul bisericii, pentru că apa e sfințită, e sfântă, e sacră. Deci de aceea, lângă toate fântânile, întotdeauna aveți șansa să găsiți și o troiță sau uneori chiar o icoană la fântână. Deci asta este simbolul omului cu Dumnezeu și cu apa. Și de ce m-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că este păcat să nu curăți o fântână, este păcat să bat jocorești apa când o ai la îndemână, cum se duc unii și aruncă gunoaie, mizerie, fie în fântână, fie în izvor, fie în părău. Nu se face lucrul ăsta. Pentru că de aceea, în fiecare an la Bobotează, când sărbătorim Boboteaza, noi sfințim firea apelor. Și în tradiția populară se spune că în acele zile de Bobotează să nu speli ca să nu spurci apa. Apa nu se spurge, ea se filtrează în pământ și rămâne tot curată. Dar cinstim apa ca pe un element sacru. Pentru că apa cursă din coasta Mântuitorului, botezul nostru, sângea curs din coasta Mântuitorului nostru, împărtășirea sau Euharistia noastră. Și în momentul în care a sfințit apa, s-a rupt zapisul satanei odată pentru totdeauna, că orice om fără Dumnezeu, dacă l-ai botezat, devine al lui Dumnezeu sau al lui Hristos. Un alt lucru pe care trebuie să-l știți, personalitatea marcantă care leagă taina botezului de botez și de Hristos, este Ioan Botezătorul. Model absolut de călugăr, model absolut de om creștin cu vețuire adevărată, model absolut de păstrător al legii. Deci, pentru cei care i-a chemat Vasile ieri, le spune mulți ani și sănătate și toate derivatele lor cu Vasilica, Vasilica și așa mai departe. Iar pe cei care îi cheamă Ioan, la fel le spunem sănătate și la mulți ani și bucurie pentru ziua numelui care va fi, numai că trebuie să o cinstească, nu totdeauna numai în vin sau în țuică, mai trebuie cinstită și cu apă. Adică de ziua ta bei un litru de apă în loc să bei un litru de vin și bei vin în altă zi. De ce? Ca să arăți că ai un respect față de Ioan Botezătorul, care a trăit cu acridie, cu lăcuste. De fapt, spune că n-ar fi lăcuste, ci ar fi lăstar. E un fel de buruiană, lăcustră se cheamă, dar când au tâlcuit din ebraică, i-au spus lăcustă, nu mânca gândaci. Deci era un fel de muguri, cum strângem noi primăvara, ați văzut mai să vinde la piață un fel de lăstar și să face borș de ei, sacri sau dulci, primăvara. Mânca miere sălbatică, fructe sălbatice și tot ce putea să dărească pustia, tot felul de poame. Dar a fost un om despre care Hristos a spus așa, ce ați ieșit să vedeți? Trestie clătinată de vânt? Nu, cel mai mare om născut din femeie. Ce ați ieșit să vedeți? Om în haine moi? Nu. Este om care duce o vețuire aspră și este încins cu curea și îmbrăcat cu piele din haine din păr de cămilă sau blană de cămilă. Asta nu mai știu exact terminologie exactă. S-ar putea să fi fost din păr de cămilă, ceea ce înseamnă că e aspru, dar ține și cald și respinge apa. Și ultimul lucru, ce ați ieșit? Om băutor de băutură amețitoare sau așa ceva spune Scriptura, la care spune nu. Niciunul dintre ei nu este mai mare pe pământ, dar cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu. De ce mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu? Toate cetele îngerești sunt fără de trup. Ioan Botezătorul este înger, dar poartă trup. De aceea nu poate fi încadrat la nicio categorie de îngeri, deci din cele trei triade, din cele nouă cete. Și atunci este primul om născut din femeie și înger în trup. Modelul nostru absolut de vețuire și de legătura lui Dumnezeu cu omul. Eu v-aș putea spune multe, și v-aș mai putea ține, dar n-are rost să vă plictisesc. Singurul lucru care vi-l spun este acesta. Ori de câte ori este ocazia sau putem să ne mai întâlnim, ne-o mai întâlni, dar asta înseamnă să fiți permanent la biserică, să fiți permanent credincioși, să fiți permanent serioși, să fiți permanent răvnitori, pentru că să știți un singur lucru și cu asta închei. Moartea stă la capătul podului și noi suntem pe partea asta, la altă. Iar când ne pornim spre viața veșnică, ea ne așteaptă la mijlocul podului. Și de obicei, uneori, moartea își depășește atribuția, trece podul, vine la capătul ăsta și spune: acum nu te du la biserică, că ești copil, joacă-te.
Mai târziu spune, nu te du la biserică, că ești tânără și râd de lumea de tine. N-ai să cauți acum la rugăciune, mai încolo. După ce te-ai căsătorit, îți spune, nu te duc, acum trebuie să crești copiii, să muncești, ai treabă. După ce ai văzut copiii mari, spune, păi nu, de acum trebuie să le faci casă, trebuie să-i pui la casa lor, ai altă treabă. Și după ce te vede și mai bătrân și nu mai poți, spune-ți și, păi, dar acum cruță-te că poți să te îmbolnăvești, ai grijă, nu mai poți posti, nu mai vezi să te rogi. Și la urmă, când aproape, aproape gata să-ți dai Duhul, te îndrezi pe biserică, știi ce spune, de acum poți să vii, că nu-ți mai ajută. Amin.